Dragi prieteni, bună seara și bine ați venit la spectacolul Rădăcina de Foc, un spectacol dedicat memoriei poetului, tribunului Grigore Vieru. El se încadrează celei de-a 12-a ediții a Festivalului Internațional de Poezie Grigore Vieru, un duplex cultural Iași-Chișinău, pe care încercăm să-l perpetuăm, păstrând în actualitate toată opera lui Grigore Vieru, toate ideile lui Grigore Vieru, de care avem și acum și vom avea atâta nevoie. Rădăcina de Foc, acest spectacol, cuprinde un recital de poezie, apoi cântec, o soprană pe care o voi prezenta la momentul potrivit și apoi un cantautor așteptat, foarte așteptat de dumneavoastră. Vizionare bună! Numele și prenumele? Eu. Anul de naștere? Cel mai tânăr an, când se iubeau părinții mei. Originea? Ar și semăn dealul acel din prejma codrilor. Știu toate doinele. Profesiunea? Ostenesc în ocna cuvintelor. Părinții? Am numai mamă. Numele mamei? Ocupația ei? Așteaptă. Ai fost supus judecății vreodată? Am stat niște ani închis în sine. Rubedenii peste hotare ai? Da. Pe tata. Îngropat în pământ străin. Ușoară, maică, ușoară, că ai putea să mergi călcând pe semințele ce zboară între cerul și pământ. În priviri cu un fel de teamă, fericită totuși ești. Iarba știe cum te cheamă. Steaua știe cine ești. Iar buzele tale sunt, mamă, o rană tăcută mereu, mereu presurată cu țârna mormântului tatălui meu. Buzele ce sărutară al tatei mormânt mai mult ca predânsul. Pe tata, pe tata în puținului an pe pământ. Acum, când nu te mai poți, mamă, din sara din șale pleca, cine ridică mormântul spre gura uscată a ta? Mănânc din aceeași pâine cu patria. Dacă nu mănânci din aceeași pâine cu ea, atunci sau pâinea, sau patria, nu este a ta.
în aceeași limbă, toată lumea plânge. În aceeași limbă râde un pământ. Ci doar în limba ta durerea poți să o mângui, iar bucuria să o preschimbi în cânt. În limba ta ți-e dor de mamă și vinul e mai vin și prânzul e mai prânz. Și doar în limba ta poți râde singur și doar în limba ta te poți opri din plâns. Iar când nu poți nici plânge și nici râde, când nu poți mângâia și nici cânta cu al tău pământ, cu cerul tău în față, tu taci atunci, dar tot în limba ta. Cu vorba-mi strâmbă și pripită, eu știu că te-am rănit spunând că mi-ai luat și grai și pită și ai năvălit pe-al meu pământ. În vremea putredă și goală, pe mine, frate, frate, cum să-ți spun, pe mine m-au mințit la școală că mi-ești dușman. Nu, frate bun, din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de Prut. Vă scriu cum pot și prea târziu. Mi-e dor de voi și vă sărut. Credeam că un noroc e plaga, un bine graiul ce sluțit. Citesc azi pe Argezii, blaga, ce tare, Doamne, am fost mințit. Cu pocăință nesfârșită, mă rog iubitului Iisus să-mi ierte vorba rătăcită, ce despre tine, frate, am spus. Din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de Prut, vă scriu cum pot și prea târziu. Mi-e dor de voi și vă sărut. Aflând că frate mi-ești odată, scăpai o lacrimă în priviri, ce-a fost pe loc arestată și dusă în ocnă la Sibiri. Acolo în freguroasa zare, din drobul mut al lacrimei, ocnașii scot și astăzi sare și nu mai dau de fundul ei. Din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de Prut, vă scriu cum pot și prea târziu. Mi-e dor de voi, mi-e dor de voi și vă sărut. Știu, cândva la miez de noapte ori, la răsărit de soare, stinge mi s-ar ochii mie, tot deasupra cărții sale. Am să ajung atunci, poate, la mijlocul ei aproape, și să nu închideți cartea, ca perecile în pleoape, să o lăsați așa, deschisă, ca băiatul meu, ori fata, să citească mai departe ce n-a reușit nici tata. Iar de n-au să auză dânsii al străvechii slove buciu, așezați-mi-o ca pernă, cu toți codrii ei în zbuciu. Când am să mor, să mă îngropi în lumina ochilor tăi. Lumea venită la mormântul meu va sta îngenunchiată în fața ta mereu, ca nimeni să nu-mi joace pe mormânt, să nu fiu ca strămoșii pus sub ierburi și pământ. Îngroapă-mă în lumina ochilor tăi, femeie de pe urmă, femeia mea din tâi.
pe sângele nostru, pe sângele nostru de soare văzut, curg florile alfabetului latin. Curajul de a trăi, curajul de a muri. Iată cele două aripi care pot în ceruri să te ridice. Să mulțumim actorilor, tinerilor actori, cărora le dorim celebritate, Erica Moldovan și Daniel Popa. Mulțumim! A fost scrisoare din Basarabia, acest recital. Ei fac parte din trupa de actori ai Ateneului Național din Iași. Dragi prieteni, în continuarea spectacolului invit o personalitate și o voce deosebită care de mulți ani a trăit la Torino, care a făcut spectacole și în acea parte a lumii și a fost apreciată nu numai de oamenii noștri din diaspora, dar și de italieni, și care va interpreta câteva cântece cunoscute nouă. Iar la cerere, pentru că avem și un italian în sală, Franco Lodi, știu așa din culise că va fi și un fragment din Nabucco. Așadar, invit în scenă pe soprana Aurora Pala. Bună seara! Mai cu
Ați emoționat. Și eu m-am emoționat, întotdeauna emoționată la acest festival, care este un festival cu adevărat suflet din sufletul nostru. Mulțumim foarte mult pentru ce ne-ați dăruit. Mulțumim. Dragi prieteni, în continuare vă propunem un intermezzo liric, se înțelege, Grigore Vieru, cu versuri din Grigore Vieru, prezentat de poetul nostru drag și marele prieten al lui Grigore Vieru, Valeriu Matei. Fără mască. Un recital improvizat acum, pentru ca să nu ne plictisim niciodată, de aceea am să fac un recital mixt. Nu eram pregătit din timp cu un recital strict din Grigore Vieru, dar din memoria mea o să încerc acum să vă recit. Știu mai multe poeme. Sub untei ce înflorește, ea frumoasă se oprește. Bună seara, fete două cu ochii miresmați de rouă. Bună seara, dar sunt una. Printre genele femei răsărea pe cer și luna. De sub tei ce înflorește, ea frumoasă se pornește. Rămâneți cu bine doi tei cu tremurate foi. O, drum bun, nu sunul oare? Printre foi, ca printre lacrimi, răsărea și sfântul soare. Veni târziu acasă să văd ce ai zice tu. Luai puțin din masă să văd ce ai zice tu. Cobor la fund de mare să văd ce ai zice tu. Și ies cu pietre rare să văd ce ai zice tu. Mi-a râs pe drum o fată să văd ce ai zice tu. Ne-am despărțit odată să văd ce ai zice tu. Sunt palid ca lămâiul, să văd ce ai zice tu. Să mor aș vrea întâiul, să văd ce ai zice tu. Ușoară, maică, ușoară, că ai putea să mergi călcând pe semințele ce zboară între ceruri și pământ. În priviri, cu un fel de teamă, fericită totuși ești. Iarba știe cum te cheamă, steaua știe ce gândești. O să-mi permit să vă recit, e timp încă,
timpul ne mai rabdă, și câteva poeme. Încep cu unul din tinerețea mea, pentru că spuneam odată într-un interviu istoria acestui poem. Am avut în copilărie un prieten, un cal, aveam herghelie de cai în sat și noi copii, aproape fiecare, îmblânzisem câte un cal, chiar pe timpul iernii, când aveam chiar o bucată de măr, ne duceam și le-o dădeam, iar paznicul, contra unor copeici care îi dădeam, ne dădea voie sâmbăta, duminica, să ne ducem cu caii la scăldat, în râul Sarata sau în lacurile din jur. Și iată că, într-o bună zi, s-a anunțat că caii vor fi duși la carne, iar cei bătrâni sau bolnavi au fost împușcați pe malul unei prăpăstii. Am văzut, fiind copil, această dramă prin care a trecut și acel cal care era prietenul meu și am scris poemul pe care vi-l recit acum. Tinerețea mea se numește Povestea calului bătrân. Când din ocol au scos întreaga herghelie, la margine de sat era pustiu. Plutea în ceața toamnei despuiate un cânt de păsări rătăcit târziu. Spre malurile brupte au gonit-o cu bice lungi, cu șfichi tăioși din plumb, și trecerea îngustă au îngrădit-o cu gard din măcieși, cu ghimpii strâmbi. S-a spus că în sat vor fi pe viitor doar camioane și tractoare mari, iar caii nu sunt buni pentru ogor, sunt o povară pentru gospodari. Cei reveniți din norduri au tăcut, iar ceilalți, slugi și șefi de adunătură, și toate s-au făcut și desfăcut la un pahar de vodcă și o friptură, au angajat gonași, gropari, țintași din cei ce armă n-au ținut vreodată, și un fotograf adus de la oraș să aibă sus la șefii mari dovadă. Căpestrele mai multor cai deodată gonașii le-au legat de trunchiuri seci, și armele cu țeavă dublă lată le-au încărcat cu plumbii grei și reci. Au tras de-a valma, gloanțele au rănit caii trudiți de ani și firavi mânji, se întreceau cu toții la ochit ca la un chef fălos, fără de griji. Curgea prin ierburi sângele și roaie, se prelingea pe trunchiurile frânte, lucind ca fierul când se încovoaie în fierării, sub flacăra fierbinte. Bătrânul armăsar, care ducea întreaga herghelie pe islaz, zvâcnind ca o săgeată, desfăcea lanțul greoi legat de-al său grumaz. Rănit, sări spre malul priporos și dispăru parcă înghițit de zare, se prăbuși în crângură coros ce-și frământa în roșitele-i frunzare, picioarele din față frânte în două, sub pieptul sfâșiat, scăldat în sânge. Din ochii larg deschiși, un fir de rouă prin ierbele uscate se prelinge. În jurul lui gonașii se adunară. Ce nărăvaș fu armăsarul murg, mereu zăbala și-o scotea, și hamul îl tot rupea din zori până în amurg. Mama a plecat să-i dau din ploscă apă. Gonașii au izbucnit în râs chidos, acum el din moarte se adapă, izvorul în altă lume-i mai gustos. Amurgul s-a lăsat cernit în crânguri. Porni spre casă frânt, învins, umil, simțeam prin ale lacrimilor rânduri cum moare în mine vârsta de copil. Vă citesc un poem din cartea mea, Moartea lui Zenon, o carte frumoasă, și el se numește Aporia vieții și a morții. Când trec seară de seară pe cărările înstrăinării, ca prin fața cătării armei ce nu dă greș, când pășesc pe margini de prăpăstii și caut răspuns la întrebările interzise, îmi spun mie însumi, convins de justețea primilor înțelepți. Moartea nu mă va ajunge niciodată din urmă, oricât de năprasnic ar fi iureșul ei. Între noi va rămâne mereu neparcurs un segment de viață cu un surâs sau cu o lacrimă de disperare.
Contopirea vieții și a morții nu e cu putință în cer și pe pământ, decât dacă noi le facem loc în ființa noastră deodată și nechipzuit. Moartea nu va cuprinde nici când pe deplin viața mea, chiar dacă goana va dura până la sfârșitul nesfârșitului. În afara ei vor rămâne lucrurile ce le iubesc și iubirea are viață veșnică. Chiar dacă frântura de viață ar fi cât sclipirea unui fulger, ea va cuprinde speranța, tristețea și visele mele. Martori ai acestui adevăr de netăgăduit sunt nașterea mea întâmplată mereu înaintea unei morți și arbitrul tăcut al acestei întreceri care e omniprezent, rezistent și are o viață fără sfârșit. Și încă un poem din tinerețe se numește Vis antic. Treceam pe un car de luptă, închiuit războinic, când lancea dimineții mă doborâ din chelnă. Întins pe fața sură a pietrelor, vedeam cum peste orizonturi se revărsa lumina. Bătrânul Empedocle trecuse înainte, ademenit de Etna, și atunci mi-am amintit povața lui, că lumea e un amestec de apă, aer, foc, iar noi suntem eterul ce le îmbină. Și m-am surprins că în iureșul meu tânăr n-avui timp să mă rog de apă, aer, foc, iar la intrarea în templu uitasem din adins frâul acelei zile. Și haideți să închei cu un psalm dintr-o carte pe care o scriu acum, se numește Intrare în psalm. Să vă spun un psalm în ziua de înviere. Ființa mea nu lasă nicio umbră în lumina învierii tale, Doamne. Nimic din viața lâncedă și sumbră nu-și are astăzi rostul. Moartea doarme în lucru și ființe, istovită de atâta orizont înseninat. Peste coline, liniștea-i proptită în verdele stejarilor. Înalt e soarele pe cer și ziua-i plină de înviere și de floare albă. Apele-și sorb lumina din lumină, timpul și adună clipele într-o salbă. E marea simfonie a iubirii ce ia în stăpânire tot și toate și le înalță peste legea firii în larguți de lumini eternitate. Vă mulțumesc mult! Mulțumim, Valeriu Matei! După cum ați observat, el este și un recitator extraordinar, nu numai un redutabil poet. Și pentru a întregi acest intermezzo liric, o să spun și eu unul din poemele pe care le știu, de Grigore Vieru. Mică baladă se cheamă. Pe mine mă iubeau toate femeile. Mă simțeam puternic și sigur. Ca meșterul Manole, am vrut să înalț o mare construcție care să dăinuie veșnic. Am început lucru și le-am chemat la mine pe toate. Pe Maria, pe Alexandra, pe Ioana, care va ajunge mai întâi, pe aceea în perete o voi zidi. Dar din toate femeile a ajuns una singură, mama. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum sunt un pic încurcat, nu știu dacă domnul primar a ajuns,
pentru că urma o decernare de premii. Nu-mi poate nimeni spune. Nici eu nu-l zăresc. Atunci înseamnă că mergem mai departe cu spectacolul și o să invit în scenă pe unul dintre frumoșii noștri interpreți, care din anii 80 ne încântă cu piesele sale, căruia i-am cumpărat, dacă vă amintiți la început, discurile alea mari, așa, iar acum cumpărăm mai mici, mai accentuate electronice înregistrările sale. Așadar, o să invităm în scenă pentru partea din urmă a spectacolului pe cantautorul, interpretul Victor Socaciu. Ba nu? Da, funcționează. Aici până acum parcă ar fi stat Grigore și ne-ar fi ascultat. Prin urmare, îl invităm pe Victor Socaciu. Bună seara, bine v-am găsit. Vreau să încep recitalul meu cu o piesă pe care am scris-o cu Adrian Păunescu câțiva ani în urmă, vreo 40 și ceva. Pământul prea-i plin de migranți, sunt țări de migranți, sunt continente, cu comis voiajor din tatăl fiu, biografia aproape indecentă, o roată pune toadă pe un râu și cumpără un vechi din an de moară și toți ai lui lumina în casă, că neamul nostru n-a învățat să moară. Roată, roată, te mai inventăm odată, roată, roată, și cu tine lumea toată roată. Mai e nevoie, Doamne, și de cei ce țara niciodată nu și-o lasă. Sunt milioane pe acest pământ și acasă. Roată, roată, te mai inventăm odată, roată. Dacă a putut acest țăran român să facă el în munții lui o roată, înseamnă că nimic nu e pierdut, nu pierde neamul nostru niciodată. Nu lămpi de la străinii geniali, ci dintr-un biet pârâu luând văpaia,
ne-arată ce înseamnă să fii om. Țăranul toader popa din urtoaia, roată, roată, te mai inventăm odată, roată, roată, și cu tine lumea toată roată. El veștișa din munți, din univers, carpații lui emit pe unde scurte, și noaptea-n sunt aud un vuiet plând, planeta trece pe la el prin curte. Roată, roată, te mai inventăm odată, roată. La ora când e noapte peste tot, se sting văiozele în Europa, doar un sic, doar un pârâu sticlește luminos în munții somnului lui Toader Popa. El care a emigrat doar până în grajd și până în munții Dornei frânt de muncă, mi-a spus atât, eu am rămas aici, că de la tata am primit poruncă. Roată, roată, te mai inventăm odată, roată, roată, și cu tine lumea toată, roată, roată, te mai inventăm odată, roată, roată. Un Nichita Stănescu acum, un cântec pe care, un poem pe care l-a scris mai degrabă pentru a fi cântat, cred eu, decât pentru a apărea pur și simplu într-un volum de versuri. A mea. Ea singură mă așteaptă să-i vin acasă, în lipsa mea se gândește doar la mine. Ea cea mai dragă și cea mai aleasă dintre roabele sublime. Ei se face rău de singurătate, ea stă și spală tot timpul podeaua, până o face de 14 carate și tocmai să calce pe dânsa licheaua. Părul lung și negru ea și-l întinde de la ușă spre pat, să nu greșească bărbatul niciodată drumul lui predestinat. Hey, ea spală zidul casei tot cu mâna ei și tot atârnă de dânsul tablouri, ca să se bucure dărbedeole, hei, căzut de la ușă în ecouri. Ea își așteaptă bărbatul beții să-i vină din lume acasă, și degetele-i albe și le mișcă lasciv numai pentru ceafa lui frumoasă. Părul lung și negru ea și-l întinde de la ușă spre pat, să nu greșească bărbatul niciodată drumul
nu-i predestinat. Pregătindu-i-le de dezbătat, ea ține în boluri și zeama cea acră. Părul lung și negru ea și-l întinde de la ușă spre pat, să nu greșească bărbatul niciodată drumului predestinat. Drumului predestinat de Nichita Stănescu. Un neîntrerupt șir de alegeri este viața noastră. O să vă spun într-un cântec ce mi s-a întâmplat când eram puțin mai tânăr. Pe-o cărare tot mergeam, stânga vale, dreapta vale, tot mergeam când pe la prânz mi-au ieșit trei fete în cale. Prima avea ochii albaștri, iar a doua ochii verzi, și a treia ochii negri, nici n-ai cum să nu te pierzi, pierzi. Prima-mi spune, hai la mine, află taina nopților divine, în ochii mei găsi, vei dintr-o dată, un cer din dragoste curată. Vei fi luceafăr printre astre, iar eu iubita ta din flori albastre. Vino, 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 hai, fericirea-i tot ce-ți doreai. Vino, 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 hai, pentru tine am pregătit un rai, rai. Hai, îmi spune a doua fată, ce e dragostea adevărată, în ochii mei găsi, vei dintr-o dată, o mare verde înspumată, un verde când de primăvară. Hai, urcă, trenul nostru e în gară. Vino, 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 hai, fericirea-i tot ce-ți doreai. Vino, 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 hai, pentru tine am pregătit un rai. Hai la mine, spune bruna, cât pe cer sunt soarele și luna, în ochii mei găsi, vei totdeauna, pământul, patima, furtuna. Ce nopți de foc ne mai așteaptă? Iubirea mea e ca o pâine coaptă. Vino, 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 hai, fericirea-i tot ce-ți doreai. Vino, 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 hai, pentru tine am pregătit un rai. Cărare tot mergeam, stânga vale, dreapta vale, fetelor, nu mă opresc, ci-mi văd de a mea cale. Dar mă voi opri atunci când voi întâlni o fată
căreia și eu să-i fac fericită viața toată. Hai la mine, îi voi spune că iubirea este o minune. În ochii mei găsi vei totdeauna pământul, patima, furtuna. Un verde când de primăvară și albastrele acorduri de chitară. Vino, 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 hai, fericire-i tot ce îți doreai. Vino, 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 hai, pentru tine am pregătit un rai. Vino, 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 hai, fericire-i tot ce îți doreai. Vino, 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 mulțumesc. Am să vă aduc acum un cântec omagiu și am să rog pe colegii mei de la tehnică să-mi dea un sprijin mai consistent. Așa este în regulă. Am să vă rog să vă uitați mai mult în spatele meu, pe acest ecran unde vor apărea figuri ale culturii noastre naționale. Fie ei scriitori celebri de-ai noștri, de limba română, fie ei actori sau cântăreți celebri ai scenei românești. Cântecul pe care vi-l aduc, acest cântec omagiu, se numește Nucu. De mult aș vrea și chiar orice aș da să știu unde te-ai dus, ce faci acolo sus, sub ce furtare tu te-ai rătăcit acum. Cât vreau din când în când să te mai văd râzând. Sufletului tău bun n-am apucat să-i spun ce aproape l-am simțit, ce mult l-am prețuit. Cui ne-ai lăsat pe noi sub aste grele ploi? Mai dă-ne câte un semn să știm că mai suntem. Câte rugi s-au spus, nici cerul nu-i de ajuns. Chiar tu strigai mereu să vină Dumnezeu. Pe seara a ajuns și te-a luat răbit.
te leagănă ușor. Pământul de sub flori, prietene, au sosit în locul potrivit. La încă un pahar să stingă focul iar. Cum ne-ai lăsat pe noi sub astea grele ploi? Hai, dă-ne câte un semn să știm că mai suntem. Când sun pe automobil, răspunde un copil și-ascult din ireal cuvântul tău final. Alo, eu sunt un fluture. Uneori sunt frunza locului din curtea școlii și alteori sunt parfumul viei de toamnă, în care m-am născut și am renăscut de atâtea ori. Am fost cândva cana din care a băut Krishna Murti, iar nu de mult am fost un greier. Din când în când răspund la telefon și mă bucur să aud voci pe care le-am iubit. Vreți un semn de la mine? Eu zic că e mai bun un îndemn pe care mi l-a dat și mie un preot, dar din păcate a venit prea târziu pentru mine. Nu vă mai lăsați constrânși de nimeni și de nimic, nici de vremuri, nici de oameni. Fără ură, fără regrete și resentimente, mergeți înainte ca și cum timpul n-ar exista. Eliberați-vă de tot și de toate cu gândul că trebuie să trăiți pentru și în adevăr. Căci doar adevărul vă va face liberi. Și numai liberi fiind, veți putea atinge în viață fericirea. În rest, prieteni, nu uitați că în curtea școlii, sub nuc, seara, se strâng tinerii pletoși și cântă la chitară. Trohopatru prin oraș, eu pătatul dau un țăran și dolcan. Trohopatru prin oraș, eu pătat un galop, un țăran și galcat. Stau la geam în orașul cel mare și aud o căruță cu cai. Unui alb, altui negru și-mi pare că ei sunt unul iad, altul rai. Dar țăranul acela ce-i mână prin mașini descurcându-l
se greu. Dumnezeule, parcă e tata, căruțașule chiar tatăl meu. Tropa-trop prin oraș, chiopătatul galop, un țăran și doi cari. Tropa-trop, tropa-trop prin oraș, chiopătatul galop, un țăran și doi cari. Tropa-trop, valua o muncit către casă, va mânca prin vreun parking ascuns și din tropot în somn o să cadă și aceasta-i va fi de ajuns. Și departe în sat este mama, lunecând peste treburi grăbit. Un stigmat părintesc mă-mpresoară ca un plâns ce-a ajuns tropotit. Tropa-trop prin oraș, chiopătatul galop, un țăran și doi cari. Tropa-trop, tropa-trop prin oraș, chiopătatul galop, un țăran și doi cari. Tropa-trop, stau la geam în orașul cel mare, n-am curajul măcar să cobor, să-l invit înăuntru pe tata. Mi-e rușine mai mult decât dor și într-o carte poștală târzie, cu o ștampilă de iad și de rai, voi afla că a murit pe șosele, lunecând sub copite de cai. Tropa-trop prin oraș, chiopătatul galop, un țăran și doi cai. Tropa-trop, tropa-trop prin oraș, chiopătatul galop, un țăran și doi cai. Tropa-trop, tropa-trop prin oraș, căpătatul galop, un țăran și doi cai. Tropa-trop, tropa-trop prin oraș, căpătatul galop, un țăran și doi cai. Tropa-trop, tropa-trop, tropa-trop. Am să vă aduc acum un cântec pe care l-am scris în 1973, când într-un apartament al unui profesor de desen, profesorul meu de desen, avea loc un cenaclu, un cenaclu în care participau tot felul de oameni brașoveni, unul mai dizident decât altul. Și într-o seară a venit un cetățean care a spus un poem de-am încremenit toți, pe care o să vi-l cânt acum. Sigur că are e alt context acum, deși durerea a rămas. Durerea de acolo, din acel poem. În orice caz, m-am ținut câteva luni de acest om să-mi dea textul ca să-l fac cântec. Și cu greu a cedat și s-a rugat pentru mine să nu ajung la pușcărie. Mă rog, erau vremurile. Inițial am crezut că textul aparține, nu știa nici el, pentru că acest poem a circulat în penitenciare pe cale orală. Inițial știa că e vorba de Radu Gir. Dar mult mai târziu, în urmă cu vreo 3 sau 4 ani, aflându-mă la Montreal și căzându-mi în mână o antologie de versuri cu poeți canadieni de origine română, am aflat că acest text nu aparține lui Radu Gir, ci lui Andrei Ciurunga.
Ștefan la Daniil Sihastru. Ajuns pe-o vale, lângă un râu în spume, cu ochii grei de-atâta nepătruns, se-nvrednici Sihastrul. Nu, scuzați-mă, că îl cânt foarte rar și am greșit. Deci... Ajuns pe-o vale, lângă un râu în spume, așa cum spusa Ana de poet, bătrânul Ștefan glăsui încet către Sihastrul ce-a fugit de lume. Când auzi că trupul țării zace, m-am răsucit la putna în mormânt și-am răsturnat cinci veacuri de pământ, de pe pieptarul meu să vin încoace. Au mâșeală ochiul ce se zbate, sau nu mă ajută mintea să înțeleg. Hotarul drept vi l-am lăsat întreg. Și acum găsesc Moldova jumătate, vânduta soare poartelor de-afară, la târgul vremii vruna din moșii. Eu nu găsesc pe lume bogății ce mi-ar putea plăti vreun colț de țară. Târziu de tot, noaptea de tăciune, cu ochii grei de-atâta nepătruns, se-nvrednici Sihastrul de răspuns. Măria ta, eram în rugăciune. Dar nu purta în suflet îndoială, cum că plăieșii și-au ieșit din minți, precupeții Moldova pe arginți. Cum ai avut în cuget bănuială, ei zac în lanțuri lângă malul mării, sau trag în juguri puse de călăi, iar picele nu le rotesc ai tăi.
ceasul ce lovește nu-i al țării. Măria ta înseninează-ți fața, arca și n-a uitat să dea la sân. Așteaptă doar un chiot de îndemn să rupă lanțul și să ia sâneața. Și vom clădi biserică frumoasă, cât ține cerul bolta coviltir. Să-ncapă neamul întreg sub patrafir și să ne aduci cu mine cați acasă. Și să ne aduci cu mine cați acasă. Cu totul alt registru, pentru toți nostalgicii, gândindu-mă că noi, când eram puțin mai tineri, așa, mergeam spre sfârșitul săptămânii la niște reuniuni, cărora nu le spuneam, cum le zic ăștia de azi, bairamuri sau chefuri. Le spuneam altfel, da. Ce cuminți eram, nu? Să fiu iarăși puștiu rebel. Mi-e dor să mă merg la un ceai, la un ceai, să fiu licean bălai, să n-am decât bani de tramvai, de tramvai. Mi-e dor să mă merg la un ceai, la un ceai. Mi-e dor de începutul de an, mi-e dor să mai fiu vicean, să bat mingea iar pe maidan. Mi-e dor de începutul de an, mi-e dor d'un je t'aime, moi non plus, să fim pe pământ eu și tu.
nici când să ne spunem vreun nu. Dansând, jutând, mă n-am plâng. Mi-e dor să mă merg la un ceai, la un ceai, să fiu licean bălai. Să n-am decât bani de tramvai, de tramvai. Mi-e dor să mai merg la un ceai, la un ceai, la un ceai, la un ceai. Am să mai cânt, pentru că tot ne-a unit astăzi Grigore Vieru, adică Basarabia, ne-a adus pe toți împreună, un cântec pe care în 1990 l-am adus în Basarabia chiar, am cântat la Chișinău și apoi populația română din Chișinău l-a preluat cântând cu copiii la grădinițe, copiii la școli. Iată cum sună acum, după 30 de ani de la acel eveniment, am să-i rog pe colegii mei să-mi dea acel negativ. Basarabie frumoasă, bine te-ai gătit, mireasă, că ți-aducem pețitor, pețitor, mândrul nostru tricolor. Că ți-aducem pețitor, pețitor, mândrul nostru tricolor. Basarabie măiastră, a sosit și ziua noastră și ți-aducem pețitor, pețitor, mândrul nostru tricolor. Și ți-aducem pețitor, pețitor, mândrul nostru tricolor. Basarabie română, hai să dăm mână cu mână, că ți-aducem pețitor, pețitor, mândrul nostru tricolor. Că ți-aducem pețitor, pețitor, mândrul nostru tricolor. Să pornim la cununie astăzi pentru veșnicie, că ți-aducem pețitor, pețitor, mândrul nostru tricolor. Că ți-aducem pețitor, pețitor, mândrul nostru tricolor. Basarabie frumoasă, bine te-ai trezit la viață, că ți-aducem pețitor, pețitor, mândrul nostru tricolor. Că ți-aducem pețitor, pețitor, mândrul nostru tricolor. Cântați cu mine, Basarabie frumoasă! Basarabie frumoasă, va sosi și ziua noastră, să ți-aducem pețitor, pețitor, mândrul nostru tricolor. Să ți-aducem pețitor, pețitor, nostru tricolor.
Dragi prieteni, a fost un regal muzical. Marea marcă Victor Socaciu, îi mulțumim foarte mult și o să încheiem această întâlnire a noastră. Cineva poate da mai multă lumină în sală, rugăm așa. O să încheiem această întâlnire de seară cu un moment special pe care îl facem la fiecare ediție. Acordarea premiilor ediției a 12-a a Festivalului Internațional de Poezie Grigore Vieru. De aceea o să-l rog pe domnul primar să urce în scenă ca să putem mâna premiile. Ca să nu stau jos. Mulțumesc foarte mult. Cred că a reușit maestru Victor Socaciu să ne dezmorțească foarte mult spiritul unionist acum după se aude, acum după sau în timpul pandemiei care nu s-a terminat. Îmi imaginez cum ar fi fost acest concert cu câteva mii de spectatori, poate chiar în fața Palatului Culturii sau în alt loc public. Să ne rugăm la Dumnezeu să trecem cu toții bine și să putem să facem și acest lucru, având în vedere faptul că pandemia nu iartă pe nimeni, din păcate. Știți bine că se pare că și maestrul Eugen Doga nu va ajunge în Iași pentru că este deja internat. Dar ne rugăm la Dumnezeu să treacă cu bine. De aceea am recomandat în continuare tuturor, pe cât posibil, chiar dacă deranjează și deranjează pe toată lumea, inclusiv pe noi cei care cerem sau clamăm de fiecare dată necesitatea asta, purtăm masca, purtăm că nu se știe de unde ne vine ghinionul. Da, vă rog, domnul. Domnule primar, începem. Deci sunt câteva premii, atât premii speciale, cât și premii care sunt acordate pentru, ca prețuire pentru cei care fac ceva pentru opera și personalitatea lui Grigore Vieru. Eu cred că e mai bine așa să spun eu un premiu special Grigore Vieru pentru poezie și pentru deosebitele contribuții aduse la promovarea culturii românești în spațiul italian. Se acordă, da, mai aproape, se acordă poetei Mărioara Vișan, pe care o invităm aici alături de noi. Suntem, pentru noastră, vă rog să vă uitați pe scenă, luați premiu. Numai un minut. Și florile. Mulțumesc. Cu mare drag. Și dacă vreți să transmiteți câteva cuvinte. Deci, mă simt o pietricică mică, pe lângă atâția munți ai culturii, o picătură mică de apă într-un ocean de cultură, cu atâtea nume mari. Vreau să mulțumesc domnului primar pentru această onoare. Vreau să mulțumesc domnului Daniel Corbu și Filomenei Corbu, care m-au promovat, și vreau în primul rând să mulțumesc doamnei Rodica Rodean, care mi-a deschis calea pe acest drum atât de greu și de prețios. Vă mulțumesc frumos! Felicitări! Premiul special Grigore Vieru se acordă scriitorului Vasile Fluturel, pe care l-am amintit și dimineață. Sincer, am să fiu foarte sincer, nu trebuie să mulțumiți mie cu absolut nimic. Este contribuția și efortul pe care familia Corbu îl fac de peste 12 ani de zile în promovarea marelui scriitor Grigore Vieru. Gândiți-vă dacă ar fi rămas la mâna autorităților. Sau ce s-ar întâmpla dacă marile personalități ale României rămâne numai la mâna autorităților? Și vă dau câteva exemple recente. În ce fel s-au implicat autoritățile române ca să amintească de cei 200 de ani de la nașterea lui Alexandru Ioan Cuza în acest an? Exact.
sau în ce fel s-au implicat autoritățile române în sărbătorirea centenarului românesc, acum 2 ani de zile. Și multe, multe alte exemple care arată faptul că cei care iubesc cu adevărat România nu trebuie să fie neapărat o instituție a statului român, că de regulă de acolo așteptările ne vin din ce în ce mai puțin. Și de aceea vreau să vă mulțumesc eu personal pentru efortul făcut. Noi nu putem fi decât, să spunem, niște contributorii aproape mărunți, nesemnificativi față de imaginea bună pe care o aduceți municipiului nostru. Domnule Fluturel. Mulțumim organizatorilor, în principal familiei Corbu, poetul Daniel Corbu și doamnei Filomena, pentru efortul pe care îl fac. Mulțumim lui Călin că este prezent aici, mulțumim doamnei Raisa care n-a putut să vină astăzi aici. Vreau să fac mențiunea că de la prima ediție a festivalului și până astăzi n-am lipsit decât din partea dreaptă la niciunul, din partea stângă la câteva am lipsit de la festivalul Grigore Vieru, partea dreaptă a Plutului și stânga Plutului. În plus, am avut fericirea în această iarnă, pe 14 februarie, să ajung la Perâta, acolo, cu o carte despre Grigore Vieru, pe care am trimis-o precum buzuganul din poveste, înainte, prin poștă, pentru că eram sigur că ajung, și cu soția împreună, am ajuns acolo, împreună cu cărțile noastre. Mulțumim mult pentru apreciere și pentru faptul că încă trăim prin Grigore Vieru. Mulțumim! Felicitări! Mergem mai departe. Premiul Grigore Vieru pentru atitudine civică, pentru întreaga activitate și pentru onorarea personalităților culturale din toate teritoriile românești în spiritul patriotismului național, se acordă doamnei Areta Moșu. Se acordă doamnei Areta Moșu, președinte al despărțământului Astra Iași. E un preludiu, aș putea spune, înaintea titlului de cetățean de onoare pe care vrem să-l propunem în dezbaterea Consiliului Local în perioada următoare. Într-o discuție pe care am avut-o cu doamna Filomela Corbu despre această temă, eu personal consider că munca domniei sale a fost una neîncetată de promovarea culturii și tradiției românești în teritoriile românești de pretutindeni. M-am simțit deosebit de onorat să văd cu câtă ardoare și tenacitate duce mai departe scrisul românesc peste tot, în afara teritoriului nostru. Felicitări, doamnă, și să fiți sănătoase! Și eu vreau să mulțumesc domnului primar pentru că m-a susținut foarte, foarte mult și tot colectivul de la primărie în toate activitățile pe care le-am făcut. Mulțumesc și reprezentanților Uniunii Scriitorilor din Iași, instituțiilor din Iași care, și oamenilor acestor instituții, universitate și cercetare, care au fost totdeauna alături de mine. Nu mai spun de profesori și de... Mulțumesc familiei Corbu că m-a promovat așa frumos și din tot sufletul sperăm să mai facem lucruri frumoase, să trecem peste momentele astea grele. Mulțumesc! Da. Între timp am ieșit din scenă așteptând să sosească un nou premiat aici. Este vorba despre o persoană arhicunoscută culturii eșene și naționale pentru toată critica literară pe care a promovat-o în municipiul nostru și peste tot în lume. Se acordă distinția de înaltă recunoștință domnului Ion Holban. Și îl invităm alături de noi. Câteva cuvinte. Domnule primar Mihai Chirica, primarul nostru de azi și de luni pe mai departe. Asta va fi sigur. Se spune că poporul român îl lipsește coeziunea. Ideea de efort comun și solidaritatea. Individualismul feroce, spun unii, îl caracterizează și de aceea în ansamblul său poporul român nu poate fi coerent din punct de vedere social și nu poate milita pentru eforturi comune. Din cauza acestei situații,
trăsăturile pozitive ale poporului nostru s-ar manifesta doar în contexte străine. Emil Cioran însuși ne spune că suntem un popor adamic. Vă aduc aminte, adamismul înseamnă creația fantastă a unor oameni care construiesc proiecte mari, mărețe, dar care nu duc la capăt niciodată. Construiesc un proiect, îl arată, îl lasă, construiesc altul și în felul ăsta se duce istoria. Și Emil Cioran asta zice. Suntem un popor adamic. Ne călzează adamismul. Da, eu întreb față de această realitate dacă așa stau lucrurile. Locuitorii din această parte de lume, în protoistorie, au fost uniți de civilizația cucuteni, care se vede și aici, de sus, de unde s-a casă harta, de undeva de la statul lui Grigore Vieru, până în sus spre Galați și partea cealaltă de Prut, și spre Nistru și încă mai departe. Civilizația cucuteni a unit pe cei oameni și era un element de coeziune. Dar vă mai dau un exemplu de acum, recent, ca să nu umblăm prin toată istoria. El s-a arătat la Chișinău. La Chișinău, în zilele Revoluției, într-un fapt cu totul și cu totul excepțional. Este singura Basarabia, România de Est, cum se spune, de către unii, este singura țară dintre fostele republici sovietice, și, în general, singura țară comunistă, unde poezia, la modul propriu, a învins tancurile. Guvernul de atunci a trimis tancurile pe stradă în Chișinău să risipească mulțimea. Iar mulțimea a scos în față pe Grigore Vieru, pe Valeriu Matei, care este aici, pe Leonid Alare, pe Dumitru Matkovski, pe Ion Hadârcă, care e pe aici, pe Nicolae Dabija, și acești oameni au spus poezii și au cântat. Și colonelul sau comandantul detașamentului de tancuri a scos capul pe turelă, s-a uitat, a văzut ce se întâmplă și a ascultat și a dat ordin să întoarcă tancul în cazarmă. Este singura dată, singurul loc în lume, după știința mea, când poezia învinge tancul. Și mai e ceva. Este mesajul pe care îl transmite Grigore Vieru, una din conștiințele tragice ale timpului nostru. Noi cu podul de flori în anii 90 am crezut că putem să ne întregim teritoriul. Asta a fost o fantasmă. Ce să reîntregim? Câtă vreme la asta se opun tot felul de oameni, militari, politicieni, economiști, etc. Noi aveam sufletele fracturate, dragii mei, și le aveam în continuare. Până reîntregim teritoriul, trebuie să reîntregim sufletele. Asta ne transmite Grigore Vieru. Să vă citesc și eu, n-am talentul actorului de la Ateneu, dar este foarte semnificativ și dați-mi voie să o citesc. Se cheamă Scrisoare din Basarabia și este scrisă de Grigore Vieru, unde aici este o figură a lui Saul din Tars, pe calea Damascului, cel care a devenit apostolul Pavel. Cu vorba-mi strâmbă și pripită, eu știu că te-am rănit spunând că mi-ai luat și grai și pită și ai năvălit pe-al meu pământ. În vremea putredă și goală, pe mine, frate, cum să-ți spun? Pe mine m-au mințit la școală că mi-ești dușman, nu frate bun. Din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de Prut, vă scriu cum pot și prea târziu. Mi-e dor de voi și vă sărut. Credeam că un noroc e plaga, un bine graiul cel sluțit.
citesc azi pe Arghezi Blaga, ce tare, Doamne, am fost mințit! Ce pocăință nesfârșită, mă rog iubitului Iisus, să-mi ierte vorba rătăcită ce despre tine, frate, am spus. Din Basarabia vă scriu, duci fras de dincolo de Prut, vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă sărut. Aflând că frate mești odată, scăpai o lacrimă în priviri, ce-a fost pe loc și arestată și dusă în ochnă în Sibiri. Acolo înfrigura sa zare din drobul mut al lacrimei, ocna și scos și astăzi sare și nu mai dau de fundul ei. Din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de Prut, vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă sărut. Cu ce s-a răspuns acestei scrisori pe care a trimis-o Grigore Vieru? Încă o dată spun, una din conștiințele tragice ale timpului nostru. Noi cu ce am răspuns? Cu distanțare, cum se spune acum, cu ironii, cu punere la punct. N-am fost în stare să dăm un răspuns coerent, de coeziune acestei scrisori. Încă o dată spun, i-am răspuns lui Grigore Vieru, mă întreb și vă întreb. Felicitări, Ioan Holban. Mergem mai departe. Premiul Grigore Vieru pentru poezie se acordă domnului Gelu Dorian. Și îl invităm aici pe scenă, mulțumindu-i că a bătut drumul Botoșanului până la noi. Drum lung. Drum lung și bătut des. Mulțumim că ați venit. Bine v-am găsit. De mult tot am vrut să ajung la Iași, chiar cu totul, da. Da, se pun în mășnar. Mulțumesc pentru acest premiu. În primul rând lui Daniel Corbu, Filomenei Corbu, că s-au gândit la această ediție a 12-a să mi-acorde acest premiu. Eu m-am gândit de multe ori în sondajele pe care le-am făcut la Botoșani în toată țara și la Grigore Vieru, dar cum sondajele trebuie să respectate, a respectat și eu ceea ce spuneau ele și în acest motiv, în această cauză, Grigore Vieru nu este printre cei 29 de poeți laureați ai Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu de la Botoșani, dar memoria lui este vie acolo, el a ținut foarte mult să ajungă la Ipotești, a ajuns de mai multe ori și ne-am cunoscut bine, aș putea spune. De asemenea, mulțumesc primăriei din Iași, domnului primar Mihai Chirica, pentru că fără un sprijin acordat Asociației Culturale Feedback, negreșit, nu s-ar fi putut întâmpla și acest eveniment de anul ăsta, dar și cele 12 ediții, așa cum ajută de altfel, cum sprijină, că așa este bine, și celelalte manifestări culturale din Iași. Și sunt multe, dar și orașul este bogat, aș putea spune, față de ceea ce... Spiritual. Da. Eu ce aș mai putea să spun... Aș citi o poezie ca să o dedic chiar lui Grigore Vieru, memoriei lui Grigore Vieru, și să vă mai mulțumesc o dată pentru acest premiu. Și așa, ține-te un pic, să-mi scot ochelarii de citit. Eu la Iași am vrut să vin, chiar să mă stabilesc la un moment dat, dar și premiul am vrut să-l aduc aici. Dacă țineți... cumva aminte, că erau niște manifestări la Botoșani, tot un ieșan botoșănean dorind să pună mâna. De premiu a zis că îl mutăm la Iași, că Mihai Eminescu a urmat în decursul vieții lui drumul la Iași, să vină și premiul. E târziu. Nu e târziu, da. Păi facem, pregătim ediția 30 și pe aia o vedea. Așa, punem aici. Deci, abis.
în amintirea lui Grigore Vieru. Spun, dedic poemul în această seară. Ce-mi spune cel ce nu-mi spune nimic în fiecare secundă, în fiecare zi, când sunt singur și vreau să fiu singur și nu pot decât să privesc în jurul meu ca în sufletul meu, care este o pată cenușie pe un cer ascuns în ochii mei, cu tot ce a putut aduna până în clipa când aud ce-mi spune cel ce nu-mi spune nimic, și asta e de fapt totul. Totul. Așa mi se spune, așa aud și nu știu ce să răspund, pentru că nici o întrebare nu se desprinde din noianul de vorbe adunate în stive, gata să ia foc odată cu trupul unui rug care este trupul meu aruncat în abis ca într-un pat înzepezit. Nimic de fapt, așa cum sunt trenurile care urcă în trenuri și părăsesc gări părăsite, din care nu pleacă nimeni, nimeni nu se întoarce, felinare aprinse în ochii stinși al celor care fac cu mâna fără mâini, celor ce privesc prin ochi pe care nu i-au, prin a căror față se vede cerul gol ca un acoperiș de casă, prin care plouă fără fulgere, fără tunete, sonerie la ușa unei case în care nu mai locuiește decât cel ce spune nimic celui ce nu aude nimic și înțelege că de aici înainte va fi în afara așteptării, unde nu este nici întristare, nici suspin, nici viața cea fără de sfârșit. Chiar așa, și deodată se limpezește cerul, mă limpezesc și eu, gata, am zic, este totul atât de clar încât toate gurile sunt pline, iar trenurile sunt vii, mii de mâini au trupuri, privirile ochi, zic, azi e plin de zile, de mâine, iar lumea plină de toți, cu toți cei care știau că nu mai au casă. Umbra mea, trup, abisul, un pat plin cu flori, strigătul al unei guri plină de cuvinte, pline de înțeles. Mulțumesc! Și... frumos și trist poem. Felicitări, spunem și... Iată, încă o diplomă, premiul Grigore Vieru pentru poezie se acordă... Se acordă directorului ICR Moldova, domnului Valeriu Matei, pe care îl invităm aici. Bine ați revenit la Iași, de altfel nelipsit fiind cam la cele mai multe manifestări dedicate lui Eminescu și Grigore Vieru. Mulțumim din nou! La toate edițiile a fost. Da, mulțumim. Eu m-am deprins de obicei să dau eu premii în ultimii ani și am dat și la festivalul Grigore Vieru și la alte manifestări pe care le facem la Chișinău. Vă mulțumesc din toată inima, le mulțumesc prietenilor Filomena și Daniel Corbu, cu care facem împreună de la prima ediție cu domnul academician Mihai Cimpoi, aici prezent festivalul Grigore Vieru. Vă mulțumesc, domnule primar, și azi gândeam totuși să punem și o notă așa mai veselă, a fost cam tragic așa, totul, chiar și Gelu Dorean a scris poem cu abis, și eu sunt toate așa un pic sumbre. Domnilor, în 1988, ajungând la Sarmiții de Tuza cu Ioan Alexandru și preasfințitul Călinic al Argeșului, care mă însoțeau, a pornit o ploaie și pe munte am scris atunci un poem, Epistola de la Sarmese Getusa. E în cartea mea, Somn de lup și în altele, și poemul începea așa, Decebal, războiul încă nu s-a încheiat. Nu sunt învingători și nici învinși. Astăzi sunt și învingători, s-a produs un proces invers. Azi e o zi fericită, frumoasă, pentru că la 106 ne cucereau romanii, iar azi Simona Halep, de o manie răsplendidă, a cucerit Roma. Și e o chestie frumoasă. De e o zi frumoasă, domnul. Și în această zi mă bucur să... Când Simona cucerește în sfârșit Roma, mă bucur că primim și acest premiu. Vă mulțumesc din toată inima, așadar, gaudiamus igitur, iuvenes dum sumum, iar cu sufletul suntem cu toții tineri, fiindcă suntem poeți. Vă mulțumim, Doamne ajută și succes tuturor! Mulțumim, Valeriu Matei, ne-ai adus zâmbetul pe buze și o rugăm pe doamna Filomena să spună vorba. Bună seara, doamnelor și domnilor!
Poate că în felul nostru, modest, i-am răspuns acelei scrisori a domnului Grigore în acești 12 ani. Uneori mai frumos, altori mai greu, dar i-am răspuns. Iată-ne așadar la sfârșitul primei zile acestei sărbători și dați-mi voie să mă adresez domnului primar și să spun așa, că la ultima noastră întâlnire în Copou ne-ați spus că împreună cu dumneavoastră sau fără dumneavoastră suntem datori să ducem mai departe aceste proiecte culturale care au făcut din Iași un brand. Este foarte adevărat asta, dar cu sinceritatea care mă caracterizează în ultima vreme, am să vă spun că sufletul meu și al celor din jurul meu își dorește cu ardoare să vă putem căuta la fel ca în toți acești 4 ani, să ne răspundeți la mail-uri, deși aveți lucruri mai importante de făcut pentru Iași decât aceste manifestări culturale, să știm că vă putem găsi pe orice canal, că dacă unul din scriitori sau din cetățenii de onoare au o problemă pur umană, putem veni la dumneavoastră și discuta lucrurile în coordonate pur umane. Așa că, Doamne, lasă-ne lângă 4 ani. Domnul Cimpoi, nu vi-l dăm primar la Chișinău. Și în altă ordine de idei, chiar dacă domnul Doga nu va putea fi prezent mâine seară la spectacol, am marea, fierbintea rugăminte la dumneavoastră să participați la acel spectacol, pentru că va fi unul de înaltă ținută și cred că și domnul Doga își dorește ca noi să desfășurăm acest spectacol în onoarea și în sănătatea dumnealui. Vă mulțumesc! Rugăm totuși pe domnul primar să spună un ultim cuvânt de încheiere a primei zile. Da, n-aș vorbi despre ultimul cuvânt. Chiar. Nu e bine. Dar apreciez felul în care și dumneavoastră și doamna Filomela și ceilalți oameni de cultură din Iași ați, eu știu, simțit prezența mea pe parcursul a 4 ani de zile și chiar mai mult decât atât. Și am să repet ceea ce am spus și la premiile pe care împreună le-am dat pentru editurile Ișene. A fost o adevărată plăcere, dar și obligație de a fi mereu partenerul domniilor voastre și cu sau fără mine, aceste proiecte trebuie să continue. Și nu o spun dintr-un motiv serios legat de lipsa mea, ci datorită faptului că suntem datori. Din orice poziție ne aflăm, datorie pe care o am și eu, să ne promovăm cultura, oamenii care au scris și rescris de fiecare dată renumele acestei țări, printre care, așa cum s-a spus de dimineață până în prezent, și Grigore Vieru este. Mulțumim foarte mult de invitație și să ne vedem cu bine mâine. Mulțumim, domnule primar. Cu aceasta încheiem prima zi a celei de-a 12-a ediții și dați-mi voie, chiar în încheierea încheierii, să rostesc cuvintele lui Grigore Vieru pe care le-am înscris aici. Sunt alcătuit din mai mulți oameni. Este imposibil să mărim cu toții în același timp. Vă mulțumesc!